Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului de seara aceasta binecuvântată de a fi în casa Domnului și ar vrea, așa cum Domnul ne-a vorbit în seara aceasta, prin cântare, prin poezie, să ne vorbească Domnul ca de fiecare dată și prin cuvânt. Și așteptăm lucrul acesta pentru că Dumnezeu întotdeauna are ceva de spus. Când copiii lui, când poporul Israel se adunau, în jurul muntelui nu se adunau nici să facă gimnastică, nu se adunau nici să mai mănânce ceva, ci se adunau cu un singur scop, să audă ce vrea Dumnezeu să le vorbească. Cred că noi cu același scop ne-am adunat și în seara aceasta și dorim să ne vorbească Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. În seara asta ne urcăm într-o barcă binecunoscută, pentru că barca asta o avem cam toți pe acasă, sau am avut-o, în care ne-am crezut mari, tari, cu experiență și totuși am avut cel puțin o dată în viață când am zis și noi ca ucenicii ne-am trudit degeaba. Am aruncat undița degeaba, m-am chinuit degeaba. Astăzi ne alăturăm celor 7 cei mai buni ucenici pe care i-a avea Domnul. Nucleul de 7, cei mai cu experiență, cei mai valoroși, toți au fost, dar ăștia erau mai de bază lângă Domnul. Și într-o zi se ia o decizie. Uitați-vă, era o echipă bună, că la urma urmei s-au încolonat toți după Petru. Am căutat azi pe Wikipedia să văd ce zice Wikipedia de Petru. Și au zis că Petru a fost catolic. Nu, numai catolic nu a fost, că tragem noi. Așa de Wikipedia. Petru, locțuitorul lui Hristos, catolic. Nu a fost de unde, nu era catolicismul atunci, nu? Da? Oamenii au spus. Ăsta a venit cu ideea. O zis, mă duc să prind pește. Nu au zis ăla, du-te singur, domne, ce mă tragi pe mine după tine? Ce, vii tu să-mi impui ideile tale, să mă ia? Nu! Unul a zis, mă duc, și el au zis, și noi la fel. Pe asta unitate, nu? Asta ți-ai dorit. Să meargă alții după tine, nu tu după altul. Când e vorba să mergi tu după altul, acolo e problemă. Știți, în corabia aceasta se întâmplă ceva, vă dați seama, după o noapte de pescuit și nu mergi cu nimic acasă, nu mergi cu nimic la familie, nu mergi cu nimic la piață, să mai vină cineva să te mai și întrebe, nu? Cum a fost la pescuit? Păi numai întrebarea asta nu-ți mai trebuie, nu? Să te întrebe când tu s-ai pierdut bucuria. Să te întâlnești cu unul să zic, ai fost la adunare, da, cum v-ați bucurat? Numai de cuvântul ăsta ne avei nevoie. Că știi că nu te-ai putut bucura. Că totul pentru tine a fost gol. Pentru sufletul tău, pentru viața ta, nu a fost nimic. Totul a fost pentru ei faliment. Și totuși Domnul se apropie, deci răspunsul a fost scurt. Când întreabă Domnul, aveți ceva de mâncare, copii? Și n-or vrut să zică, știi că... N-or vrut să întindă discuția, că mai auziau și alții. Scurt ori zis, nu. Cum a fost, frate, la adunare? Bine. Nu, zic, am înțeles ce bine i-a fost lui. Cum te-ai fost? Ai ascultat? Da. Copiile, ai fost la adunare? Da. N-ai vrea să spui mai mult. De ce? Că sufletul e gol. Că n-ai putut să intri în conexiune cu ceea ce ai stat toată noaptea să pescuiești, cu ceea ce ai stat toată ziua la casa lui Dumnezeu. Ceva s-a rupt între tine, între corabia ta și ceea ce vrei să faci. Ai venit la casa lui Dumnezeu și poate în seara asta ești lipsit de bucurie. Domnul să dea bucurie în seara aceasta. Dacă n-ai pace și e ruptă conexiunea între tine și pacea din familie, pacea care o dă Dumnezeu, să lase Domnul pace peste familia ta, măriți să fie numele Domnului. Și Domnul se apropie de ei și le dă o soluție extraordinară. Și mesajul din seara aceasta l-am intitulat după cuvintele Domnului, veniți de prânziți. Să ții minte, de obicei când te cheamă cineva la masă, te cheamă cu un scop. Și de obicei vrea el să-și atingă scopul. Te cheamă la masă, spun oamenii de afaceri că cele mai bune, nu am încheiat contracte și afaceri din astea mari, dar au zis, cele mai bune afaceri se încheie la masă. De aceea partenerul ți-l duci la masă și acolo semnezi contractul. Domnul îi cheamă la masă cu un singur scop, să le fie lor bine. Oamenii de afaceri fiecare și oamenii trag focul la oala lor. Singurul care încheie contract cu noi ca să ne fie nouă bine,
Îi Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. O zis, închei contract cu mine, ai viața veșnică. Nu-l încheie Dumnezeu contractul și botezul în apă și cererea de botez. Nu o completezi ca să fie bine lui Dumnezeu, ci tu închei legământ și noi am încheiat legământ cu Domnul ca să fim noi binecuvântați. Slăvit să fie numele Domnului. În seara asta aș vrea să înțelegem câteva lucruri din pasajul acesta, că până să ajungi să prânzești, și ucenicii și noi trebuie să înțelegem câteva lucruri. Primul lucru care vreau să-l înțelegem este că Dumnezeu și Domnul poate să facă ce nu poți face tu. Domnul poate să facă ce nu poți face tu. După o noapte de trudă, tot în jurul lui lor era beznă, era mult întuneric și era mult nu. Totul era nu, răspunsul era nu. Puteai să-i întrebi de 100 de ori, dar niciun pește mic n-ați prins, nici doi, niciun chil. Nu, nu, nu ne mai întreba. Știi ce se întâmplă în viața noastră? Avem momente. Avem când ne bizuim pe școlile noastre, când ne bizuim pe experiența noastră, când ne bizuim pe lucrurile care le-am învățat din trecut. Așa au fost și ei. Ei știau unde se pescuiește bine, știau momentul când se pescuiește bine. Orele din noapte, acolo au fost prezenți. Dar dintr-o dată s-au trezit învăluiți de întuneric și s-au trezit că mai erau învăluiți de ceva, de nu. Păi când Domnul te cheamă și vrea să te pună la masă, când înțelegi că Domnul poate să facă ce nu poți face tu, știi ce poate să facă Domnul? Domnul este cel care transformă nu în da. Este cel care transformă întunericul în lumină. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 3 și 4. Simon Petru a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și s-au suit într-o corabie. Și n-au prins nimic în întunericul acela. În noaptea aceea, totul era numai întuneric. Copili, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Întuneric și nu. Întuneric și nu. Ăstea sunt ale noastre. Dar auziți ce se întâmplă când a apărut Domnul. Zice cuvântul Domnului, versetul 4, dimineața, Iisus stătea pe țărmă. Știți când s-au rezolvat problemele? Când a venit Domnul. Și odată cu prezența lui Dumnezeu apare și dimineața. Odată cu venirea Domnului în viața omului, apare lumina, dispare negura și apare lumina lui Dumnezeu. Domnul nu a apărut noaptea. Zice că dimineața Iisus stătea pe țărm. Dimineața Iisus stătea pe țărm. Noi ne-am obișnuit să ne agățăm de lucrurile care au funcționat în trecut. Îți spun ceva, dacă mai ai încă lucruri care funcționează din trecut, îți spun ceva, tu n-o să-L cauți pe Dumnezeu. Dacă încă mai ai niște bănuți lângă tine, dacă încă mai cunoști niște doctori, dacă încă mai ai ceva resurse pe lângă tine și încă te mai agăzi de lucrurile din trecut, n-o să-L cauți pe Dumnezeu. Știi când îl caut omul pe Dumnezeu și disperat să-L găsească, știți când? Când e întuneric și nu mai are nicio soluție. Zice cuvântul Domnului despre femeia cu scurgere de sânge, că asta o pătimit rău de la doctor. Știi de ce? Că unii, ăia nepocăiți, au un aspirator financiar, dă drumul la aspirator, tot ce a adunat în viață, îți aspiră ăia nepocăiți. Eu m-am arestat săptămânile trecute, nu? Cu ăștia pocăiți nu ai nicio problemă. Zice, toată viața, gândiți-vă, din trecut a fost problema asta. Toată viața ei cu boala ei o pătimit de la doctor. Și a ajuns să nu mai aibă, o cheltuit cât? Tot ce a avut. Nu, când o cheltuit tot ce a avut, a fost momentul când Domnul se întâlnește cu ea. A fost momentul când Domnul își arată puterea în dreptul femeii acesteia. Știți ce ar vrea în seara asta? Peste întunericul din viața ta, peste lucrurile la care tot spui că nu poți, să-și arate Dumnezeu puterea. Peste întunericul sufletului tău, să-și arate Dumnezeu lumina, slăvit să fie numele Domnului. Cunosc pe cineva, are un băiat și băiatul are niște afaceri și tot îl chem la adunare. I-am zis la tată să spune-i să vină la adunare. Eu zic, mă, nu vine. Nu vine, deși trece prin greutăți, zice, tot nu vrea să vină. Zic, spune-i așa din partea mea. Cât mai are încă de cheltuit, cât mai are încă de pierdut, sănătate, bani, cât mai are prieteni, cât mai are, n-o să-L caute pe Dumnezeu. Știi când îl caută pe Dumnezeu și acceptă soluția omul din partea lui Dumnezeu? Când nu mai are nimic. O, câți nu sunt în vremea aceasta?
care au multe goluri. Barca goală, mreaja goală, sufletul gol. Și ei încearcă să pozeze bine. Cum ești? Bine, frate. Bine, frate. Dar tot e gol, ca la ucenici. Zice că barca le era goală. O noapte de trudă, barcă goală. O noapte de trudă, mreaja goală. Inima goală. Nu mai, n-or mai sperat să mai prindă nimic. Totul era gol. Vreau să-ți spun ceva. În momentul în care tu vezi golul vieții tale, în momentul acela e punctul cel mai probabil, sau nu cel mai probabil, cel mai sigur în care Dumnezeu îți vorbește. Amen. E cel mai sigur moment în care să te aștepți ca Domnul să te strige. Dintr-o dată îi strigă: copii! Știi ce înseamnă copil? Știi ce înseamnă? Că iubia. De câte ori n-ai spus nu mai pot, nu sunt iubit, numai cu nu. Nu mai am credință, nu mai am speranță, nu mă mai pot ridica. Și de câte ori nu te-o striga Dumnezeu: copilul meu, fiule, te iubesc. De câte ori n-o striga Dumnezeu după tine. Dar știi care e problema? S-ar putea să stea Iisus pe țărmul vieții tale și tu să nu vrei să auzi că te cheamă. Să nu vrei să asculți chemarea lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta. Se aude o voce de pe țărm. S-a auzit în vremea lor și se aude și în seara asta în Elim. Și nu-i vocea lui Dani, nu-i vocea unui om, ci vocea lui Dumnezeu. Cel care m-a chemat pe mine și o chemat pe mulți din seara asta, în vremea în care ne-a chemat pe fiecare, același cheamă și în seara aceasta și strigă după tine. Știe că ți-i mreaja goală, știe că ți-i sufletul gol, ți-i inima pustie. De el nu te cheamă să te batjocorească, să spună: normal, ați ieșit la pescuit, v-o trebuie pescuit, v-o trebuie să plecați, știi? Nu început să-i batjocorească. Le-au văzut durerea după noapte de trudă. Dumnezeu îți cunoaște truda din lumea aceasta. Dumnezeu îți cunoaște goliciunea sufletului, goliciunea inimii. Și știi ce strigă de pe țărm? Vino să prânzești. Vino că am ceva pentru tine. Cum să prânzești, Doamne, că eu-s gol? Eu nu merit să stau cu tine. Toți n-am meritat. Niciunul nu a meritat din locul acesta. Dar știți ce a fost bine? De ce suntem astăzi în casa lui Dumnezeu? Că ne-a strigat El de pe țărmul vieții noastre. Am avut o seară fiecare când ne-a strigat Dumnezeu. La o seară de evangelizare, la o seară întâmplătoare de rugăciune, la o seară de tinere. Toți am avut momentele noastre când ne-a strigat aceeași voce de la Marea Tiberiadei. Aceeași voce ne-a strigat. Zic în seara asta: Doamne, mai strigă în Elim. Mai strigă acolo la balcon, Doamne. Tu cunoști sufletele goale și pustii. Cunoști în lateral, cunoști în sal. Pentru că Dumnezeul nostru este Cel care poate să facă ce nu putem noi să facem. De aceea, povara ta, negura vieții tale, lucrurile care spui nu se poate, Dumnezeu vine și îți spune: se poate. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de putere. Slăvit să fie numele Domnului. Doilea lucru care îl învățăm în seara aceasta este că Dumnezeu lucrează peste logica omului. Omul e obișnuit, când îl cunoaște pe Dumnezeu, vrea să-l cunoască logic. Păi logic, nu-l poți cunoaște pe Dumnezeu. Știți că nu-l poți cunoaște pe Dumnezeu? Că nu ai cum. Să le spui la ăștia: aruncați mreaja în partea dreaptă. Dar crezi că n-or aruncat-o, mă? Păi, dar crezi că toată noaptea n-or aruncat și în dreapta? De câte ori, păi să fi zis Petru: auzi, uita ce am notat pe caiet. De câte ori am aruncat în dreapta? De câte ori am aruncat în stânga? Păi tu ne mai pui să facem același lucru? Știi ce înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu? Să-ți vorbească Dumnezeu? Să înțelegi cum lucrează Dumnezeu? Să înțelegi că Dumnezeu lucrează prin credință, nu prin logică. Noi căutăm lucruri logice. Noi căutăm un Dumnezeu logic. Dar cum se poate, după ce am scos acum mreaja goală, cum se poate, cum ar fi posibil să aruncăm mreaja și să o scoatem plină? Știți ce a zis Domnul Iisus în Luca 18:27? A spus că cei cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. De aceea vreau să înțelegi că cel ce-ți spune aruncă mreaja, cel ce-ți spune fă prin credință lucrurile care ți le spun, e Dumnezeul cel atotputernic, mărit să fie numele Lui. Domnul lucrează peste logica omului. Nu era logic să mai arunci. Nu era, păi, Doamne, dar sunt uscate, acum le-am legat, sunt legate toate, nu ne mai pune să le desfacem.
Nu ne mai pune să mai, că nu mai e logic. Gata, au venit dimineața, nu mai iasă pește. Nu mă, și-o zis, Domnul, lăsați logica. Știți că suntem prea cerebral, prea rațional, prea mult cu ochii deschiși. Știi ce înseamnă credința? Să închizi ochii și să-L crezi pe cuvânt, pe Dumnezeu. Să crezi că ce spune Dumnezeu, aceea se împlinește. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă ai nevoie de o minune în viața ta, să-ți ții minte, ca să ai parte de minune, ai nevoie de credință. Și credința Dumnezeu o dă, dar trebuie să o accepți. Renunță la logică și ia credința în Dumnezeu. Ăștia și-au pus toată credința în ceea ce a spus Domnul Iisus. Întotdeauna credința te cheamă la ascultare. Întotdeauna credința ne cheamă la ascultare. Auziți ce spune versetul 6? El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Întotdeauna minunea se întâmplă doar prin credință. Lucrurile logice se întâmplă prin vedere. Dar noi în seara asta suntem în locul acesta ca să vedem cu ochii credinței, să ne închidem ochii aceștia de carne și să deschidem ochii credinței, să înțelegi că acolo unde spui nu se mai poate, acolo unde spui că totul e blocat, totul e ruinat, totul e falimentar, acolo intervine Dumnezeu cu minunea Lui. Dar trebuie să crezi lucrul acesta. Binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea vrea să lași credința să zdrobească logica din inima ta. Nu mai veni să te uiți pe pereți. Mi-aduc aminte când eram necăsătorit, am avut un coleg de serviciu unde lucram la un moment dat și tot l-am chemat la adunare și i-am zis, auzi, bă, să vii și tu, uite, avem evanghelizare, să vii într-o seară la adunare la noi. O zis către mine, era un băiat așa foarte solid, puternic, zice către mine, auzi, nu vin mă la voi la pocăiți. Zic, dar de ce? Zice, mi-e frică că mă pocăiți. Zic, nu mă, nu te pocăim noi. A, zice, lasă-mă în pace. Că știu eu că ați mai dus pe un prieten de-a meu la voi la adunare și zice, când a intrat la voi la adunare, după ce a ieșit de acolo, n-a mai vrut să meargă cu mine, n-a mai venit nici la discotecă, n-a mai venit nici la bir, n-a mai, zice, l-ați pocăit, nu vin mă la voi. Și l-a lăsat în pace. Dar tot am mai insistat la el. Într-o duminică a zis, bă, vin la voi la adunare. N-o bine. Cât m-am bucurat că a venit. Am intrat cu el undeva așa pe culoar, pe rând, pe mijloc acolo, să nu poată ieși. M-am pus lângă el și cât o stat, numai așa o stat cu mâinile împletite în piept și pe la 6:30 se uită la mine, nu? Zice, când începeți? Păi zic, a început. Nu, zice, când începeți? Ce să începem? Eu n-am mai știut ce vrea el să zică. Zice, să mă pocăiți. Păi zic, băi, dar eu nu ți-am zis. Nu, nu, zice, la el stătea atent. Să vadă când credea că e o formulă ceva, e ceva ce scoatem noi din buzunar și se întâmplă așa o pocăință din asta instantanee. Și am zis, mă, omule, lasă mâinile jos, dezmorțește-te, stai liniștit că nu te pocăim. Nu mă pocăiți, nu, noi nu te putem pocăi. Pe ăla de care zici tu, Dumnezeu a făcut o minune în dreptul lui și s-a întors la Dumnezeu. Să știi ceva, minunea nu pocăiți o fac. Și Dumnezeu o face. Amen. Noi numai ne rugăm, dar cel ce ascultă și răspunde, cel ce umple mreaja, îi Dumnezeu lăudat să fie numele Domnului. De aceea aș vrea ca Domnul să umple mreaja inimii tale. Ceea ce nu poți crede, ceea ce ți-e greu să crezi, abandonează-te, aruncă-te în brațul lui Dumnezeu și spune, Doamne, chiar dacă nu pot gândi cum vei face lucrul acesta, ajută-mă să cred lucrul acesta. Știți că spune Biblia despre unul, ți-e greu să vorbești de el, îndrăcit, în Gadara. Da? O intra Domnul în Gadara, nu dorea nimeni, nu se făceau excursii în Gadara, nu lua nimeni concediu în Gadara, că era unul ce teroriza. Toți gadărenii erau terorizați de unul singur. Zice Biblia că Domnul intră acolo unde nu vrea să intre nimeni. După câți noi intra Domnul? N-ar fi intrat nimeni după dumneatale. N-ar fi intrat nimeni după noi dacă nu intra el. Dacă nu stătea pe țărm și să ne cheme, să-și întindă mâna, să ne cheme să prânzim. Zice Biblia de ăsta că și avea locuința în morminte. Era legat la mâini, la picioare, făcea prăpăd, nimeni nu dorea să treacă pe lângă el. Și într-o zi, acolo unde nu mai este rezolvare, acolo unde totul e nu și întuneric, acolo apare Domnul. Acolo unde e faliment. Acolo unde-s relațiile rupte, acolo unde sufletul e răvășit,
Acolo e specialitatea Domnului să se prezinte. Toți fugeau de el. Toți se îndepărtau de el. Și dintr-o dată, nu știu dacă o mai văzut, de câți ani n-o fi văzut pe cineva să se apropie de el. Toți fugeau, se îndepărtau de el. Dar Domnul se apropie. Domnul se apropie de el și știți ce face Domnul? Domnul este cel care trece pe acolo pe unde trecea îndrăcitul acesta. Domnul se uită spre el și dezleagă ce nimeni nu putea să dezlege. Încercau să-l țină legat cu cătușe, cu lanțuri, cu obezi. Și nu era șansă să-l ții legat. Și știți ce se întâmplă în locul acela? Domnul dezleagă ce nu putea nimeni să dezlege. Știți ce face? Îl eliberează de duhul necurat. Eliberează omul acesta de ceea ce nu putea fi eliberat. Și după aceea se mai întâmplă ceva. Îl leagă cum numai Dumnezeu poate lega. Dintr-un om rău îl face un om blând. Zice că a început să meargă după Domnul. A zis, lasă-mă să merg după tine. Știți ce-i ciudat? Spune Biblia de oamenii din locul acela. Când l-au văzut îmbrăcat cu mințile în cap că nu mai face rău, zice că toată lumea s-a înspăimântat. Mă, nu suntem ciudați noi ăștia care zicem că suntem normali. Că n-avem nicio problemă. Domne, când vezi minunea lui Dumnezeu, Domne, s-a înspăimântat și a zis, să plece Domnul de lângă noi. Eu știu ce zic, să vină Domnul lângă noi. Să se apropie Domnul de noi, că acolo unde-s legături, Domnul poate elibera. Acolo unde-s lucruri de nedezlegat, acolo-i specialitatea lui Dumnezeu, să dezlege. Pentru că, să știți, Dumnezeu și leagă, Dumnezeu și dezleagă. Dezleagă ce nimeni nu poate dezlega, da? Când era femeia gârbovă, era plecată, s-a atins Domnul de ea și știi ce-a zis? Femeie, ești dezlegată. Diavolul nu dezleagă, diavolul rupe. Zice că ăla rupea obezile, nu le dezlega, rupea cătușele. Dar Domnul nu face dezastru. Când se apropie Domnul dezleagă. Dezleagă, are soluția, are cheia de dezlegare, da? L-a scos pe Lazar din mormânt și Domnul a dat o poruncă, a zis dezlegați-l și lăsați-l să meargă, nu zic, rupeți fâșiile de pe el, mă. Trageți de pe el, nu contează că se rupă pielea pe el, rupeți de pe el. Nu, Domnul a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Știți că sunt anumite lucruri la care nu avem soluție? Sunt oameni care au încercat poliția să-i lege, cumva să-i aducă pe calea cea bună, să-i îndrepte, să-i facă oameni în societate și nu au reușit. E o legătură care ne aduce pe linia de plutire, pe linia veșniciei. E o legătură care vine din partea lui Dumnezeu. Și asta se numește dragostea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se atinge de noi, în primul rând ne dezleagă și după aceea ne leagă cu o legătură, ce nimeni nu ne poate dezlega. Asta e legătura dragostei lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Uită-te în seara aceasta, ce legături sunt peste tine. Uită-te care-i falimentul tău, poate ești numai negură în lucruri care spui în continuu, nu pot, nu se poate. Vreau să te întreb, de ce nu mai poți dormi? De ce ești tulburat? De ce ești apăsat? De ce te uiți tot în jurul tău și vezi că totul e sumbru? Vii la casa lui Dumnezeu, de aici cu gândurile tale. Ești cu depresia ta, nu crezi, nu poți, nu vrei, nu, ești numai cu unul în brațe. Îi cineva care te strigă, care stă pe țărm și zice, spune, copii, copii, nu există cuvânt mai cald decât să te strige cineva, copilul meu. Ăsta e Dumnezeu și în seara asta simt și știu că strigă Dumnezeu după cineva în locul acesta. Știu că Dumnezeu strigă după cineva, poate sufletul tău îi însetat. Știți că Dumnezeu are apă pentru cel însetat? Ăștia erau falimentari, n-aveau pește, au reușit să ia pește și n-au găsit pește. Tu poate ai venit să iei apă și ai zis de multe ori, Doamne, aș vrea să mă înviorezi, aș vrea să mă răcorești, sufletul meu să se răcorească și n-ai găsit răcorire. Știi care e momentul în care poți găsi răcorire pentru sufletul tău? E când auzi vocea de pe țărm. O strigat Domnul în cea din urmă zi a praznicului, o strigat în Evanghelia după Luca, Ioan 7:37. O strigat, dacă însetează cineva, nu cumva ești însetat spiritual, nu cumva sufletul tău n-o mai găsit apă vie. În seara asta e vocea care spune, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea.
Pentru că El are apă. El are apă pentru că El este stânca. El este stânca care a dat pe sufletele noastre. Dacă ai nevoie de pâine spirituală, El este pâine pentru sufletul tău. El este înviorare pentru viața ta. De aceea îți spun din partea lui Dumnezeu, puneți toată credința în numele lui Dumnezeu. Crede cu toată inima că Domnul poate dezlega ce nimeni nu poate să dezlege. Domnul poate aduce pe linia de plutire și pe calea mântuirii, acolo unde nu se mai poate interveni, Dumnezeu are rezolvare. De ce? Pentru că să știți ceva, credința dă autoritate. Credința dă autoritate. Nu o să vezi pe ăla care zice, nu cred. Am fost în iarnă la o evanghelizare și la final a venit o soră timpul, pe finalul predicii și m-am oprit la predică, au zis că să ne rugăm pentru ea. Ne-am rugat cu frații când s-a terminat acolo. După ce ne-am rugat pentru ea, am îmbărbătat-o, am dat mâna cu ea să uită la mine, zice, eu o să așa de 20 de ani. M-am gândit, dar de cine mi-ai deranjat atunci? Dacă ne-ai pus să ne rugăm, dacă ne-ai pus să ți se facă ungerea, dacă ne-ai pus, ia dă din mână și zici, eu sunt așa de 20. Păi, dar de ce n-ai zis de la început? De ce n-ai zis de la început? Că tu vrei logic, tu nu vrei prin credință. Minunile nu se fac logic, se fac prin credință. Mreaja se umple la cuvântul lui. Și când Dumnezeu rostește un cuvânt, se umple orice mreajă. Indiferent cât e de ruptă, indiferent cât e de mare. Domnul are putere să repare ce nu se mai poate repara. Domnul are putere să vindece ce nu se poate vindeca. Binecuvântat să fie numele Domnului. Se mai întâmplă ceva. Când Domnul ne cheamă la masă, Domnul ne cheamă și lucrează în al doilea rând peste logica omului. Dar mai e ceva. Al treilea lucru. Știți ce mai este? Domnul întotdeauna dorește părtășia cu noi. Dacă aș fi rămas numai la astea două lucruri, că Domnul face minuni, că să-ți pui încrederea în Dumnezeu, că Domnul poate să facă ce nu poți face tu, n-ar fi fost Evanghelia completă. Domnul nu le-a umplut burta ca să-i trimită în lumea largă, să-și vadă de treabă, ci întotdeauna Dumnezeu când face o minune, când vorbește de pe țărm, El dorește după ce mâncăm să avem părtășie cu El. După ce ți-a făcut bine Dumnezeu, nu-ți lua lumea în cap, pe mușchii tăi, pe puterea ta, ci începe să umbli în părtășie cu Dumnezeu. Să umbli cu Domnul în părtășie. Auziți ce spune versetul 12. Domnul i-a zis, veniți de prânziți. Bă, dar la tăți ne place să prânzim. Dar după aia să ne lase să ne odihnim. Da? Să ne lase Domnul cu business-urile noastre, să ne lase Domnul, să știți, binecuvântările lui Dumnezeu trebuie să ne aducă în părtășie cu Dumnezeu. Că Dumnezeu, spunea Pavel în Romani, lui nu-i pare rău de darul dat, dar știți ce-i problema? Noi suferim pentru că am plecat după ce am luat plasa plină, să vedeți imediat ce ori făcut și ăștia. Ori luam reaja plină, dar Domnul nu-i lasă, ăștia tăi numărau pe pești. Vă întreb, de unde au știut ei că sunt 153 de pești? De unde? Păi eu număra, domne! Câte conserve iasă din 153 de pești? Că-i toamnă, da, surorile? Tot faceți pe zacuscă și pe ce mai puneți la borcan. Gândiți-vă că omul e tentat în binecuvântare să vadă cum să mai înmulțească. Și-a zis, domnul, nu. Ce știm, ce-or fi făcut, mă, cu ăia la 153? Că Domnul nu-i înmagazinează, Domnul nu le-a zis câți sunt. Domnul nu i-a numărat, numai o binecuvântat, știi ce-i baiul? Noi suntem ăia, cât mi-o dat, cât mi-o intrat, cât. Ăstea suntem noi. Câte conserve, cu cât vindem bucata, cât putem să mai producem? Și-a zis Domnul, dar eu nu de asta te-am binecuvântat. Eu nu de asta ți-am băgat bani în nu de aia ți-am dat punga largă. Eu ți-am dat punga largă să mai mănânce cineva din punga ta. Pentru că aici se întâmplă un paradox. Îi cheamă Domnul la prânz, da, să mănânce. Și Domnul avea pe grătar acolo, dacă îi fi zis, are numai cărbunii și jarul. Acum vin ăștia și pun pești. Dar zice că Domnul avea și pește, gata, prăjit. Întrebarea îi, Doamne, dacă Tu ai pește, l-ai prăjit și miroase bine, de ce ne mai ceri nouă, Doamne? Că Tu ai, Doamne, ești atâta de bogat, știți rugăciunile noastre, ești atâta de bogat, Doamne, de câte ori ne-ai zis, fratele meu, sora mea, la ce să dau, că Eli moare?
Vedeți ce tăcere s-au făcut? La ce să le dau, mă, că iau? Dar n-am zis că nu avem. Nu a zis nimeni că nu avem. Dar e un test al lui Dumnezeu în punga ta. E un test al lui Dumnezeu. Acolo la numărătoare, 153. No? De acolo cât dai? Cât dai? Nu mă iau, mă, dar eu știu eu, s-au adunat. Cred că s-au adunat. De unde știi tu? Domnul nu a zis, i-aduceți pe toți. Nu, a zis, aduceți din peștii care i-ați luat, aduceți aici la părtășie. Aduceți aici să aveți și de la mine, de fapt și ăia din corabie, erau tot de la el. Ăștia prăjiți de mine, că poate mâncăm în două ture. Poate mai facem ceva și pentru săraci. Poate facem un grătar, ăsta-l mâncăm noi, care l-am pregătit eu. Dar ăla al doilea poate chemăm văduvele, poate chemăm orfanul, chemăm... Nu, pentru cine o fie mai adus? Nu mai știm, nu știm. E un paradox. Dar noi, nu-i la voia întâmplării lucrul acesta. Domnul le zice special, aduceți și voi de acolo. Pentru că să știți ceva, Dumnezeu, când ne face bine și ne binecuvintează, ne testează inima. Ne testează inima și te pune să te uiți cum a fost inima ta când n-ai avut niciun pește. Și cum e inima ta când ai 153? Cum e? Cum e? Cât de aproape ai fost de Dumnezeu cu mreaja goală? Și cât de aproape ești între ghilezi și care sunt aproape și ca Iov și ca Avram și ca oamenii binecuvântați al lui Dumnezeu. Dar omul are în tendința când e mreaja plină să spună nu pot veni, curățăm. Să strică, să împute până mâine. Nu-i putem lăsa, ne bate în joc, domne. Noi nu putem veni. Noi ni se afumă pe foc, ni se arde. Nu? Vrei să nu se mai ardă? Gândește-te cum ai fost la început. Nu s-ardea nimic, nu mirosea nimic. Când era mreaja goală. De ce să nu cauți părtășia cu Domnul când e binecuvântare și când e belșug? Uitați-vă ceva. De la versetul 15 în jos, numai vă spun așa fugitiv. Domnul după ce îi satură, îi aduce la un test mai greu. Îi aduce la un test mai greu. Le face, se ziceam, la forțele de muncă, reconversie profesională, da? Cei care ați lucrat prin mină, când s-au închis minele, n-ai lucrat toată viața, numai în mină ai lucrat. Când s-au închis mina, au trebuit să fac reconversie. Să uită Domnul la ei și nu era falimentar, nu era în faliment, era un belșug, burta plină, că te-ai apucat de lucru altceva, dacă ar fi burta goală. Dar cum să schimbi? Când merge, când Domnul a dat, când Domnul a umplut, cum să-mi schimb ceea ce merge? Și Domnul îi pune la un test mai greu și le spune așa, Simone, paște oile mele. Păi cum, Doamne, că eu sunt pescar, cum mă pui pe mine să pasc oile? Ați auzit pescar să fie cioban? Ați auzit? N-ați auzit niciodată, Domnule. Asta e reconversie, da? Dumnezeu își rezervă dreptul. Să ne schimbe în belșug direcția. În binecuvântare Dumnezeu are ceva de spus. Dacă ne-o chemat în sărăcie, ne-o chemat și ne-o strigat de pe țărm să ne umple mreaja. Să ții minte ceva, fratele meu și sora mea. Și când îți merge bine, ridică-ți ochii în sus și vezi ce vrea Dumnezeu să spună. Vezi că poate cumva Dumnezeu îți spune, am nevoie de tine, Simone. Am nevoie de tine. Ai mâncat bine, da. No, nu dormiți. Nu dorm de amiază, vino că am de lucru cu tine. Am de lucru și uitați-vă ce lucrare atâta de fină i-o dă Domnul Iisus lui Simon Petru. Îi dă o lucrare atâta de fină. Îs frați, dar nu la noi în biserică, să dea Domnul să nu fie din ăștia la noi în biserică. Am întâlnit în țară, zice, frate, eu sunt așa tăios. Eu la mine e numai așa, nu? Eu dau hrană tare. Vă zic, tu n-ar trebui să ajungi la amvon. Dacă dai hrană tare... Tu ești numai tăios, tu n-ai ce căuta. Pentru că Domnul i-a zis lui Petru așa, i-a zis, Petre, când te pun de la pescuit la păscut turba, tu trebuie să înțelegi că ai trei categorii acolo. Nu poți da la mielușel ce dai la oaia mare, da? Nu poți da la oițe ce dai la oaia bătrână. Așa că ai grijă. Ăia, să știți, care dau numai hrană tare, între ghilimele, măcar dacă ar dau, da? Să știți că pe ea nu i-o chema Domnul, pe ea nu i-o pus Domnul. Că Domnul cheamă pe Petru și reglementează, Petre, adu-ți aminte că oița mai rămâne în urmă, mai iasă din turmă, adu-ți aminte că și tu ai mai ieșit, adu-ți aminte că ai fost cu mreaja goală, adu-ți aminte, adu-ți aminte.
Când uiți ce-a făcut Domnul pentru tine, ești foarte tăios. Tai până în carne vie. Dar când îți aduci aminte că ai fost falimentar și te-a strigat el de pe țărm, știi cum să te porți și cu oaia, și cu mieluțul, știi cum să te porți și cu oița. Să știți ceva, Domnul nu are nevoie de ce avem noi în mreajă. În primul rând, Domnul are nevoie de noi. Domnul ne cheamă pe noi, pe fiecare în parte. Pe fiecare în parte. Domnul nu are nevoie să băgăm noi numai mâna în buzunar. Și ne cheamă întâi pe noi la părtășie. I-a chemat pe ucenici la părtășie, cu el, unii cu alții. Și vine cuvântul Domnului, Pavel vine în Roman 12 și spune, pentru îndurarea lui Dumnezeu, cu versetul 1, aduceți trupurile voastre ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Aduceți-vă pe voi, să ne aducem pe noi înaintea lui Dumnezeu. Domnul ne binecuvintează, ne ridică din faliment, dar ne ridică cu un scop. Știi care e scopul? Scopul e să rămânem împreună pe calea veșniciei. Noi suntem chemați în vremea aceasta, pentru că e o vreme... Știți ce pot spune în seara aceasta? Ce se auzea azi dimineață prin glas profetic? E o vreme încă în care îi se aude vocea lui Dumnezeu. E o vreme încă de îndurare pentru noi. E o vreme încă de chemare pentru sufletele noastre. Vine vremea când vei căuta să auzi vocea de pe țărm și nu vei mai auzi. Seara asta e o seară în care Domnul spune ceva. Copii, veniți de prânziți. E o seară în care Domnul spune, nu contează cât ai, că n-ai prins nimic, nu contează falimentul de mare cât ai, ci contează că eu te chem la masă. Pe fiecare dintre noi, Domnul ne-a chemat la masă. Pe fiecare dintre noi și are un prânz mare pregătit. Cel mai mare prânz care există în lumea aceasta. Știți care e? Mântuirea. Ăsta-i cel mai mare prânz. Și o zis Domnul, veniți de prânziți, glasul lui Dumnezeu în seara asta se îndreaptă spre tine și spune, vino la mântuire. Ăsta-i cel mai mare prânz de care putem beneficia în lumea aceasta, prânzul mântuirii. Să știi că sufletul tău e asigurat în mâna lui Dumnezeu. Asta-i cea mai mare binecuvântare. Mi-a povestit joi seara, am fost la o evangelizare. Și a fost un frate, nu vă zic numele lui, că îl cunoașteți, din județul Arad, din Arad, chiar din oraș. Și mi-a zis că a avut la ei la biserică pe o tânără, nepocăită, bolnavă de leucemie, părăsită de părinți. Și a început să vină la ei la adunare. Și zice, într-o miercuri seara, n-au joia, au miercurea. Zice, într-o miercuri seara, au intrat în biserică, s-au rugat de cei de la centru, de la orfelina de acolo, s-o lase să meargă la adunare. Și au zis, nu, astăzi nu te lăsăm, nu te lăsăm astăzi. Și au plâns acolo și au zis, vă rog, lăsați-mă că mă duc să cânt o cântare. Și până la urmă au convins pe doamnele de acolo, au convins acolo și au lăsat-o. Au venit în biserică și îmi povesteau fratele ăsta și au zis, au intrat în biserică și au zis că vrea să cânte și eu o cântare. Și zice, am pus-o, o lua microfonul și au zis, vreau să vă spun ceva. Nu am voce de cântat, dar ca să nu mint, vă rog cântați cu mine cântarea asta. Ca să pot să mă duc înapoi să spun că am cântat o cântare la adunare. Zice, Dumnezeu m-a tot cercetat, Dumnezeu, vreau să mă împac cu Dumnezeu, să-mi pun viața, 18 ani, bolnavă de leucemie. Și-o zice, am botezat-o, a intrat în apa botezului și a început să umble cu Dumnezeu, să aibă părtășie cu biserica și să-și pună toată încrederea în Dumnezeu. Că a simțit că-i chemarea lui Dumnezeu la prânzul mântuirii. Și zice, a început să vină la adunare, dar boala ei o avansat. Dar nu a fost speriată, 18 ani, nu a fost speriată. Cineva din biserică, zice, s-a întâlnit cu ea în autobuz și a întrebat-o, Mihaela, ce mai faci? Era toată umflată de la boală. Și zice, de pe scaun s-a uitat senină la el și i-a zis, aștept ceva. Și a zis, ce? Zice, aștept să plec pe țărmul celălalt. Aștept să fiu mutată pe țărmul celălalt. O zis cu o seninitate extraordinară, cu o încredere în Dumnezeu extraordinară. Și îmi zice fratele ăsta, zice, după 3 luni de zile, Mihaela, Dumnezeu a mutat-o pe țărmul celălalt. Știi că înainte să ne mute Dumnezeu, ne dă șansa să auzim glasul celui ce-i pe țărmul celălalt. Știți că noi de asta venim la casa lui Dumnezeu, cu speranța, toți avem nădejde aceasta, că într-o zi vom fi mutați pe țărmul celălalt. Într-o zi toți vom pleca de pe țărmul ăsta, pe țărmul celălalt. Și la urma urmei, să știți, nu contează mreaja, ci contează sufletul.
Contează ce ai făcut pentru Dumnezeu. Pentru că într-o zi s-a întâlnit Domnul Iisus cu văduva dinainte, da? Totul falimentar. Bărbatul mort și un singur copil. Și ăsta era ziua înmormântării. În Israel era o lege. Mormântarea nu se oprea niciodată. Cortegiul funerar nu se oprea. Totdeauna avea acces liber. Dacă se întâlnea cu alte cortegii, cu un cortegiu de manifestanți sau alte tipuri, totdeauna moartea avea prioritate să meargă spre cimitir. Era o singură condiție, un singur cortegiu oprea cortegiul funerar în loc și nu mai avea voie cortegiul funerar să treacă. Știți care era? Era cortegiul de nuntă. Nunta avea putere să oprească moartea. Oprea moartea în loc, trecea nunta și după aceea ăștia își continuau drumul spre groapă. Și într-o zi, în toată disperarea femeii, în toată durerea femeii, se întâlnește cortegiul morții cu mirele nostru, cu Domnul Iisus, se întâlnește. Trecea mirele pe acolo și știți ce s-a întâmplat? S-a oprit cortegiul funerar în loc. S-a întâlnit acolo moartea și cu viața. S-a întâlnit Domnul nostru cu durerea morții, cu falimentul femeii, cu durerea femeii. Știți cine a câștigat în această bătălie? O câștigat Cel ce este viața, Cel ce este mirele nostru. De aceea spun în seara asta, și dacă uiți tot ce am predicat, pentru că închei, tot ce am predicat dacă uiți în seara aceasta, măcar să ții minte astea două lucruri. Dumnezeu rămâne suveran în orice situație și Dumnezeu iubește ființa ta. În orice situație agață-te de astea două mari adevăruri. Dumnezeu te iubește. Și peste orice situație, indiferent câte nopți ai vâslit și n-ai prins nimic, Dumnezeu rămâne suveran. La boala ta, la necazul tău, la suferința ta, Dumnezeu are ultimul cuvânt de spus. De aceea Domnul să ne mai cheme în seara asta să prânzim. Domnul să umple sufletele noastre cu pâinea vieții. Domnul să umple sufletele noastre cu apa vieții. Și să ne ajute Domnul să trăim lângă El până la capăt. Amin.